Să deschidem Cartea Sfântă la cunoscutul verset din Cartea Proverbele, capitolul 22, pagina Scriptură 659, versetul 6. Până vom deschide la Proverbele 22, versetul 6, aș dori să vă aduc salutări sfinte de la Reșița, de la Bisericile Surori, Cezarea și Izvorul Vieții, de la familia mea și de asemenea din partea conducerii cultului creștin penticostal din România. Pentru o vreme slujesc împreună cu colegul meu în departamentul acesta, familii și copii, în special pe partea de familii, dar nu mă dezic de lucrarea cu copiii. Asta e pe viață. Citim cuvântul Domnului la versetul 6 și o să vă rog să-l citim cu toți. Să ne gândim la ceea ce citim și ne rugăm Domnului ca mai apoi El să ne vorbească din cuvântul Lui. Cu toții, doi și, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumesc lui Dumnezeu căci sunt împreună cu dumneavoastră. Îi mulțumesc fratelui Luigi, conducerii bisericii, pastorilor, tuturor. Mulțumesc fraților și surorilor care s-au ocupat de noi de fiecare dată când am venit aici la dumneavoastră. Mulțumim pentru acest parteneriat. În urmă cu un an și trei luni, fratele Daniel Neagoie, responsabilul de acum la copii, a ajuns aici la dumneavoastră și prin Biserica Betania s-a început colaborarea noastră în America cu Uniunea Bisericilor Penticostale și cu alte biserici pe lucrarea aceasta cu copiii, cursul de instruire a învățătorilor și în special a instructorilor. Mulțumim pentru colaborare și pentru că ne-ați deschis ușa. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu și dumneavoastră, prin Biserica Betania, s-a deschis în America și Canada concursul biblic Talentul Negoț. Sora Persida Bujdei răspunde de aici, de la dumneavoastră, și până la ora actuală sunt 12 biserici. Este un început și copiii, tinerii și adulții sunt hotărâți să concureze, o concurență bună, să învețe pentru ei cuvântul. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste lucrări. Amin. Tot prin biserica dumneavoastră, școala părinților creștini, mesajele acestea, seminariile acestea, au intrat aici și în America și mulțumim pentru că săptămâna trecută ne-am întâlnit și cu instructorii și cu o parte din părinți. În seara aceasta m-am gândit să abordez un subiect pentru părinți și, după cum spunea fratele, am emoții, dar nu am emoții pentru mine, am emoții pentru toți cei care suntem părinți. Vedeți, dumneavoastră, în România ni se recomandă o dată pe an să facem analize, controle, să vedem cum stăm. În seara aceasta, poate că nu venim cu emoții, dar în timp ce ne vom analiza ce fel de părinți suntem, vom primi emoții. Vedeți, dumneavoastră, din punct de vedere medical, analizele, controlele sunt de mai multe feluri. În seara aceasta ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne vorbească, să vedem ce fel de părinți suntem, să vedem ce schimbări avem de făcut și apoi, ce să zic, spor la treabă. Pornim de la premisa că părinții perfecți nu există, apropo, pentru copiii care sunt în sală, după cum vorba la românii, copil cu minte și nu merg mai departe, nu se întâlnește. Iubiți frați și surori, nu am intenția să supăr pe nimeni, însă
Ne rugăm lui Dumnezeu să ne arate, să vedem cum stăm. În urma cuvântului ne vom analiza și vedem cum stăm. Nu analizăm alt părinte, nu ne analizăm nici măcar partenerul de viață. Aici e ca la cina Domnului, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Asta este prima parte de analiză. Apoi, pentru copiii care sunt aici și nu numai, când mergeți acasă, vă rugăm frumos să treceți la a doua serie de analize. Să întrebați pe copiii dumneavoastră în seara aceasta cum vă văd ei. Ce fel de părinți vă văd ei? Frații slujitori vă văd de bine. Față de oameni ne putem ascunde, însă față de copiii noștri suntem ceea ce suntem în realitate. Și apoi, după ce ne analizăm aici cu cuvântul, după ce îi punem pe copii să ne facă o analiză, aveți curaj. Mi-aduc aminte când am mers acasă după predică, o predică ca aceasta, mi-am luat un pahar de apă, mi-am luat un medicament tare să-l am lângă mine și am zis copiilor mei, măi copii, începeți cu mami. Cam cum o vedeți voi pe mami, de pocăită, de mamă, de tot ce vreți să spuneți. Și m-am gândit că dacă rămân mai la urmă, va fi mai ușor. Și copiii au început, zice, tati, cu tine începem. Vreau să vă spun că nu trebuie să beau nici apa, nici să iau medicamentul. Scopul acestei analize personale și apoi copiii să ne analizeze, bineînțeles cu respect, este pentru a deveni părinți după inima lui Dumnezeu. Rog de la tehnic să mă ajute colegii, sperăm să reușim. E o parte dintr-un seminar de la Școala Părinților Creștini, părinte după inima lui Dumnezeu. Nu părinte modern, nu părinte șmecher, nu părinte după mersul lumii acesteia. Părinte după inima lui Dumnezeu. Nu cred că cer prea mult dacă vă cer să spunem cu viață, să repetăm aceste cuvinte. Părinte după inima lui Dumnezeu. Hai să încercăm. Doi și... Dacă copiii ar fi aici, ar spune, mă, tati și mami vor, dar nu știu dacă din toată inima. Hai să mai spunem o dată, din toată inima, puternic. Doi și... Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Iubiții mei, vis-a-vis de factorii care influențează educarea copiilor, scoatem panglica, am mai folosit-o la dumneavoastră, 168 de ore pe săptămână, copiii noștri petrec aproximativ 10 ore la biserică. Da, e cu tricolorul, dar culorile spun ceva. Biserica, prin biserică, Dumnezeu ne leagă de cer și mi-aduc aminte că am vorbit despre aceasta. Ultima dată când am fost la dumneavoastră, am vorbit despre segmentul galben, școala, o școală creștină. Mi-aduc aminte că am adus anumite motivații și am explicat că e bine, e foarte bine să fie o școală creștină și nădăjduim cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dumneavoastră, ca biserică, să aveți o școală creștină. Amin? Na, dacă n-a zis amin... V-ați gândit când se va începe? Rugați-vă și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta. Amin? În seara asta ne folosim de segmentul cel mai lung, aproximativ 120 de ore, copiii petrec cu noi, cu părinții. Și n-avem voie, dacă lucrurile nu merg bine, să dăm vina pe segmentele scurte, școala. N-avem voie, dacă treaba nu merge bine în educația copiilor noștri, să dăm vina pe segmentul cel mai scurt, biserica.
Dacă treaba nu merge bine, și culoarea asta roșie, că câteodată e tare aprinsă relația asta între părinți și copii, e o relație de dragoste, dar e și o relație câteodată așa te arde, copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari. Când îți mari și la cart te arde, nu numai la altceva. Dragii mei, părinții sunt de mai multe feluri și trecem la analiză. Avem părinți irresponsabili. Vedeți dumneavoastră, ca și români, sunteți foarte responsabili în ceea ce înseamnă lucrurile pământești. Așa spunem noi și în România, dar mai dumneavoastră aici. Dacă eu n-am avut, să aibă ei, copiii mei. Ci eu n-am putut să am, mă dau peste cap să le fac lor. Nu-i rău să fim responsabili și să facem cât mai multe pentru copii. Cât mai multe. Doamne ajută-ne! Aici niciun amin. Am înțeles. Le faceți, nici nu mai trebuie să faceți, să spuneți amin. Dar iubiții Domnului, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, părinții irresponsabili sunt părinții care lasă partea legată de suflet, partea legată de a-l învăța pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, o lasă în planul 2 sau o neglijează. Dragii mei, copiii noștri trebuie să învețe calea Domnului cu tot ce ține de asta, rugăciune, cuvânt, practicarea credinței, nu în primul rând învață la biserică și la școala duminicală. Prima dată copiii noștri trebuie să învețe lucrurile astea unde? Acasă, în familie. Doamne ajută-ne! La prima conferință de părinți am avut o familie care a făcut demonstrație la un timp de rugăciune și citirea Bibliei cu familia. Vă rugăm, vă îndemnăm în numele Domnului, faceți-vă timp zilnic, un 20-30 de minute, tata, mama și copiii. În primul rând, câteva discuții despre viața lor, ce simt ei, ce probleme au ei. Noi întrebăm și după o vreme aflăm temir ce de viața lor și de problemele lor. Apoi faceți-vă timp să citiți Scriptura împreună. Dacă veți citi un capitol din Biblie, în 3 ani de zile veți parcurge toată Biblia. Și până copilul crește și își ia zborul, treci cu copilul tău de câteva ori prin Biblie. Când va merge la cursul de cateheză, pastorii va zice, bă, dar ăsta știe Biblia. Poate îl și va întreba, mă, de unde știi? Va spune, în primul rând, am citit cu părinții acasă, din copilărie, nu ne-au scăpat părinții. Au fost hotărâți, în fiecare zi ne-au dat mâncare, dar ne-au pus și să citim Biblia și să ne rugăm împreună. Și apoi, în al treilea rând, rugăciunea împreună cu familia. Sunt lucruri normale. Școala părinților creștini, indiferent de confesiune, creștinul, părintele creștin, face din casa lui o biserică. O biserică în casa lui, așa, de o jumătate de oră în fiecare zi, plus celelalte slujbe și celelalte lucruri. Părintele responsabil își aduce copiii la biserică, la toate slujbele. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar știe Domnul în dreptul nostru a fiecăruia de câte ori lipsim de la casa Domnului. În copilul ăla mic, când nu vii la casa Domnului, știi ce se întâmplă? Mă zice, Dumnezeu ăsta nu e așa de important, că tate și mami cam rar pe la casa Domnului. Am crescut într-o familie unde regula era doar dacă ești bolnav, leșinat în pat, lipsești de la casa Domnului. Și dați-mi voie să vă spun că bine a fost. E adevărat,
Acum, cu rușine vă zic că au fost perioade în viața mea când mai tăiam peste săptămână slujbele, până într-o zi când soția mi-a zis, mă, poți să fii tu predicator și ce-i fi? Pentru copiii noștri, ce exemplu ești? Mergi la biserică, copilul învață să meargă la biserică. Stai acasă, copilul va sta acasă. Și noi am fost duși la biserică. Poate cei care sunteți din familie de pocăiți, de copii, așa a fost și bine a fost. Metode românești, biblice în primul rând, care au dat rezultat. Și câteodată lipsim de la casa Domnului. Dar dacă copiii noștri îi aducem din când în când, știți ce se va întâmpla peste 20 de ani? Vor dispărea slujbele de peste săptămână, că așa-i obișnuim noi. Și nu va fi de vină pastorul, ești de vină tu și eu ca părinte, că nu venim la casa Domnului peste săptămână. Și apoi, în generația nepoților, va fi doar o slujbă duminică așa, aia mai scurtă, așa, ceva. Toate lucrurile acestea se imprimă în viața copilului, începând cu familia. Poate că în seara aceasta îți dai seama că ai făcut și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Ești la analiză. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Apoi, discutând cu copiii acasă, partea a doua de analize, s-ar putea ca copiii să-ți spună, tati, mami, prea multe slujbe la biserică. Asta nu-i de la Duhul Sfânt, asta e de la firea pământească. Fii hotărât. O altă categorie de părinți sunt părinții ocupați, prea ocupați. Fraților, peste tot în lumea asta avem de muncit și numai când om închide ochii, nu mai avea de muncit. Însă, sunt perioade în viață când ne fură munca sau poate ne fură alte lucruri. Ne ocupă timpul în așa fel încât să n-avem timp pentru copiii noștri. Vedeți dumneavoastră, pe telefon ai un program și îți spune câte ore, minute, hai să zic, sau ore ai petrecut pe telefon. Dacă ar fi ceva care să contorizeze cât timp petrecem cu copiii noștri și ne-ar arăta zilnic, pentru unii ar fi bine. Poate că pentru mulți ar trebui să apară schimbări. Și noi slujitorii suntem foarte ocupați. Fiica mea asta mică, veneam odată din misiune și zice, tati, hai să te joci cu mine. Vă spun sincer, am vrut să-i zic, lasă-mă în pace că-s rupt. Dar în timp ce am deschis gura, am zis, las totul deoparte și mă joc cu tine. Când te-ai jucat ultima dată cu copiii tăi? Când sunt mici, au nevoie mai mult de noi. Când sunt mari, au nevoie de noi. Și când sunt la casele lor, tot ar vrea să se mai joace cu noi. Poate când sunt la casele lor, ar vrea să se joace un joc. Dăm că primesc și îți mulțumesc. Și ăla e un joc. Când sunt tineri, se joacă de a schimbă cardul, rezolvă lucrurile. Când sunt mici, da, apropo, că avem aici și copii, există și jocuri pe care le propun părinții. Există un joc, jocul de a spălat vasele. Îi românesc, îi tare fain. Ia cereți-le în seara asta să îl învățați. Mai există un joc, se numește plimbarea elefantului. Iei aspiratorul ăla cu trompă și îl plimbi și e un joc. Și alte jocuri. Părinții prea ocupați. Dragii mei, nu e bine să ne spun alții. Să stăm noi să ne judecăm și să mai schimbăm niște lucruri în agenda. Citisem despre un doctor, mai bine zis, am auzit
undeva spunându-se, care câștiga foarte mulți bani. Să zicem, nu mai rețin, să zicem $200 pe oră. Poate că e puțin. Și la un moment dat, pe măsură ce devenea tot mai renumit, familia lui, sau în familia lui era tot mai absent. Adică el venea acasă, dar era cu mintea tot la muncă. Știu că nu vi se întâmplă asta. Nu vi se întâmplă prea rar, se întâmplă uneori prea des. Și la un moment dat copilul lui a venit și a zis, tati, tu cât câștigi la oră? Și a zis, uite, eu câștig, dau un exemplu, $200. Copilul lui a luat pușculița, a numărat $200, i-a dat tatălui și a spus, te plătesc o oră să te joci cu mine. Nu știu cum aș fi simțit eu, dar cred că este timpul să ne facem timp pentru copiii noștri, nu doar pentru joacă, și pentru alte lucruri. Doamne, ajută-ne! Amin! O altă categorie de părinți sunt, am sărit peste una, dacă mă ajutați de sus, până se pune aceea, părinții neglijenți, nu vorbim prea mult, că știți cum e, copiii pocăiților sunt cap și nu coadă, și cum arată, și cum se îmbracă, și de toate. Părinții neatenți, dragii noștri, când ni-s copiii mici, avem grijă foarte mare de ei. Pe măsură ce ne cresc copiii, noi credem că ei se descurcă și singuri. Și dacă nu-i verificăm, acum nu ceva de genul cu FBI, cu CIA, cu detectiv particular, nu. Dacă nu-i verificăm așa îndeaproape, putem să avem surprize. Cum ar fi în seara asta să cereți copiilor voștri și celor mai mari să vă uitați la telefoanele lor? No, cu ocazia asta vedeți ce telefon au tinerii, de bine că puteți cere să se reînnoiască telefonul, ceva mai performant, mai ultimul model, și după ce vă uitați la exterior, să vă uitați și în interior, ce au pe acolo. Cred că copiii n-au emoții. Se duc acasă și când discută cu părinții, o zic că tati, mami, vreau să-ți spun ce fel de părinte ești, așa cum te văd. Și uite, îți dau telefonul să fie controlat. E în regulă? Da, e în regulă, că până acasă mai este un drum în care se mai scot lucruri din telefon. Noi avem o părere bună despre copiii noștri și sunt copii buni, dar tocmai de aceea trebuie să fim atenți cu ei, să-i verificăm, să devină mai buni. Mi-aduc aminte cu copiii ăștia mei mari, zic, mă, vreau să povestim, dar zic, uite cum facem. Eu vă întreb și voi vă uitați în ochii mei și îmi răspundeți. Asta e tot metodă românească, dar e sigură. Dacă îl întreb ceva pe copil și ezită un pic cu privirea, îi acolo o chestie. Dar nu o să le fie rușine la copii să se uite în ochii părinților. Stați cu minți. Dacă îl pui aici să cânte, poate că are ceva emoții, dar să se uite în ochii părinților, păi ei abia așteaptă să se uite în ochii părinților. Verificați-vă copiii. Undeva așa în jurul vârstei de 12 ani, încep să aibă probleme cu inima. Dar nu probleme medicale, probleme sentimentale. Atunci se aruncă săgeți, se întâmplă multe lucruri și vă rog să-i verificați. S-ar putea ca să vină după o vreme și să-ți spună, știi ce, tati și mami, eu așa și așa și așa și mă căsătoresc cu...
S-ar putea, dacă nu veghează, să ajungă la lucruri neplăcute Domnului. Verificați-vă, copiii. Nu ne ajunge timpul să vă zic câte am pățit eu cu ai mei, prin cărți mai scriu de ei, însă știți cum e vorba la român? Cine s-o fript, suflă și în iaurt. Desigur, nu trebuie să devenim niște părinți rigizi și foarte grijulii, dar să stăm aproape de copiii noștri. Vom cunoaște nevoile lor. Ei vor avea un sprijin în noi. Părinții super grijulii. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat devenim prea atenți cu ei, îi sufocăm. Nici lucrul ăsta nu-i înțelept și nu-i bun. Extremele nu sunt bune în nicio parte. Gândiți-vă dumneavoastră la un părinte care îi spune la copilul lui, ai pus mâna pe aia, gata, dăm cu gel. Dăm, e adevărat, după pandemia asta, la orice atingi, substanțe și substanțe. Nu vreau să zic să nu fim igienici, nu. Dar când exagerez, e greu, e prea greu. Mă refer și la copiii ăștia mari, tineri. Le este vremea să se uite și ei în dreapta și în stânga. Și tata, mama zice, fii atent, mergem la biserică, te uiți numai la amvon. Când ieșim din biserică, așa ca și calul ăla care are chestiile alea la ochi, ieși, nu te uiți la nimeni, plecăm acasă. Și ajunge copilul ăsta la o anumită vârstă și nu se mai însoară și nu se mai mărită. Și îi devină copilul. L-o ținu părintele, trebuie să meargă undeva la conferință de tineret, că acolo se cunosc ei. Nu, domne, tu nu te duci. Părinții super grijulii. Iubiți frați și surori, ne apropiem de încheiere, mai discutăm despre o categorie, părinții dictatori. Părinții aceștia sunt părinții care atunci când copilul întreabă ceva, părintele spune, nu ai voie, fiindcă eu sunt tatăl tău sau mama ta, dacă părinții ăștia ar fi în România, ar zice, vezi, o vezi, nu cumva că ai încurcat-o. Acum copiii zice, ce bine că părinții noștri au venit în America. Nu vreau să zic că copiii trebuie să ne conducă. Nu vreau să zic că copiii trebuie să facă tot ce vor ei. Când sunt în casele noastre, trebuie să fie reguli. Apropo, aveți reguli la copiii dumneavoastră. Vine băiatul de la școală, era mai mic și zice, bă, tate, am învățat ceva special. Ce? Drepturile copilului. Zic, bă, copile, era clasa a patra, dar zic, ăștia nu vă învăța și drepturile părinților. Păi zice, dacă voi nu vi le-ați făcut, alții au avut grijă să ne facă drepturile noastre. Regulile casei. Părinții nu trebuie să fie dictatori, dar trebuie să fie autoritari. Ce înseamnă asta? Orice întreabă copilul, să poți să-i răspunzi cu Biblia. Îi spui, copile, fă lucrul ăla. De ce? Uită ce spune Biblia. Copile, nu fă lucru cu tare. De ce? Uită ce spune Biblia. Și să poți să-i spui cu blândețe, cu dragoste. Da, noi suntem români și în sângele nostru curge sânge de ăsta românesc și noi am fost cam învățați așa, o dreaptă, o stângă, mergi drept toată viața, lucrurile s-au schimbat. Mulți părinți au greșit că au fost dictatori și când copiii au scăpat, numai nu l-au ales pe Dumnezeu. Cu dragoste, cu blândețe, cu înțelepciune. Dar să-i poți spune copilului, cât ești în casa noastră, avem regulile astea. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu și avem reguli din Biblie. Și cu răbdare, așa cum zice românul, cu răbdare se trece marea. Iubiți frați și surori, în seara aceasta ne-am uitat la 6 categorii de părinți.
Hai să o punem și pe a șaptea, părinții cei buni sau părinți după inima lui Dumnezeu. Ce fel de părinte ești tu? Duhul lui Dumnezeu îți arată. Poate ai fost și irresponsabil, poate ai fost și neatent, poate ai fost și prea ocupat, poate ai fost și super grijuliu, poate ai fost și dictator. În seara aceasta, vino înaintea Domnului și spune-i: Doamne, iartă-mă Tu pentru că nu am fost părintele așa cum ai vrut Tu. Și Domnul să se îndure de noi. Amin? Vino și spune-i Domnului: Doamne, vreau să fiu un părinte după inima Ta. Dă-mi înțelepciunea, dă-mi puterea, ajută-mă să pot să fac asta. Vei discuta cu copiii tăi. Spune copiilor: măi copii, am greșit, n-am știut, nu m-am gândit, nu mi-am făcut bine socotelile. Când un părinte spune copilului am greșit, știi ce se întâmplă? Copilul ăla spune: în sfârșit tati și mami s-au pocăit cu adevărat. La noi românii nu prea să ne cerem noi iertare de la copii. Biblic, dacă am greșit aproape lui și copilul nostru, să ne cerem iertare. Și fie ca Dumnezeu, cum zice în Maleahi, să aducă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. De ce? Învățând pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, fiind un părinte după inima lui Dumnezeu, dându-ne tot interesul, tot interesul, Dumnezeu va binecuvânta slujirea aceasta noastră ca părinți. Iar în momentul când va fi să plecăm de aici, în momentul când va fi să vină Domnul, așa cum zice Moise, nici o unghie să nu rămână aici. Noi și copiii noștri, copiii copiilor noștri, tot neamul de oameni care va ieși din noi până vine Domnul, cu toții să fim acolo în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Amin!